Momârlanii din Cătulul Răscoala au cu începere din această săptămână un punct de acordare al primului ajutor. Amplasat la circa 15 km față de primul spital, la serviciile acestuia au apelat deja mai mulți dintre locuitorii zonei. Au apelat femei mai în vârstă, care se deplasează mai greu până în Cimpa sau să meargă la doctor. Da, am avut o femeie de aici de sus, Dioane se numește, o solicitat o glicemie și o tensiune și încă o băbuță de vreo 83 de ani, de fapt e cea mai bătrână din zonă, pentru tensiune, că are ceva hipertensiune, am înțeles, și pentru o tensiune. Una peste alta, este bun venit acest punct de prim ajutor? Eu cred că da, pentru că e o zonă mai izolată. Adică nu chiar că izolată, să spunem, dar e o distanță destul de mare. E aproape 15 km până la spitalul din Pătroșani. Până vine ambulanța, oricum durează. Și dacă poți să dai o mână de ajutor, e bine. E bine venit la un om bolnav sau la un om care suferă sau, de exemplu, cum noi momârlanii mergem la fânuri și la asta, vii seara, ți se face rău, poate la o claie sau, mă rog, pe teren și trebuie măcar o vorbă bună, o tensiune, că medicație nu, noi nu este admis așa ceva, să-i dai medicație cuiva sau, dar astea, punctele principale, o tensiune, o glicemie, îi vorbești frumos, deci asta e. Sau, Doamne ferește, la un accident sau la ceva, să știi cum să-l poziționezi, să nu îi dai voie să se ridice. Poate, Doamne ferește, e atins o coloană sau o fractură la un picior. Trebuie să știi să îl legi imediat între două încheieturi ca să nu îi se mai miște, că îi faci mai mult rău decât bine dacă îl miști sau, în fine, chestii din astea și sunat la 112 pentru orice urgență sau, mă rog, lucruri care se întâmplă. Familia Răscolean a primit din partea filialei Petrilene a Crucii Roșii o trusă de prim ajutor, pansamente, un glucometru, un tensiometru și un dispozitiv EKG cu telecitire. Aparatele sunt mai mult decât necesare în vârf de deal, oamenilor fiindu-le mult mai ușor să apeleze la ajutorul voluntarilor de la Crucea Roșie decât să coboare până la spitalul din Petrila.